Salutare, salutare, sunt Mădălin, iar astăzi vă voi prezenta una dintre cele mai interesante tablete pe care am avut plăcerea să le testez în ultima perioadă de timp. Asus VivoTab Note 8 M80TA. Tableta iese în evidență prin două aspecte principale. În primul rând, utilizează versiunea completă a sistemului de operare Windows 8.1 de PC în varianta de 32 de biți, iar în al doilea rând, această tabletă are integrat un digitizer de la Wacom și un stylus ce are locaș dedicat pe partea din spate a tabletei. Dar să o luăm cu începutul. Asus VivoTab Note 8 are un display LED IPS de 8 inci cu o rezoluție nativă de 1280x800 de pixel și multitouch. Procesorul acestei tablete este un quad-core din seria Intel Atom, un Z3740 ce rulează la o frecvență de bază de 1333 GHz, dar ajunge la 1,86 GHz atunci când este utilizat intens. Memoria RAM este de 2 GB, iar capacitatea de stocare internă a tabletei testate de noi este de 64 de GB, cu posibilitate de extindere a acesteia prin intermediul unui card microSD de până la 128 de GB. Procesorul grafic este un Intel HD Graphics integrat, lucru care poate părea dezamăgitor la o primă vedere a configurației, dar în realitate este o surpriză plăcută. Conectivitatea wireless este asigurată prin suportul standardelor Wi-Fi 802.11 ABGN, Bluetooth 4.0, dar și Miracast. Pe partea frontală a tabletei nu se află niciun buton, însă pe muchiile sale regăsim un buton de power, un buton de control al volumului, un buton home, un port micro-USB, un port pentru microfon și căști și cititorul de carduri microSD. Din punct de vedere multimedia, VivoTab Note 8 dispune de o cameră frontală de 1,26 megapixel, iar pe spatele tabletei există o cameră mai performantă de 5 megapixel. Tot pe partea din spate se regăsesc și cele două difuzoare ce redau sunet stereo și utilizează tehnologia Sonic Master, oferind un sunet surprinzător de puternic și clar, fără distorsiuni. Evident, factorii care fac din această tabletă o adevărată vedetă sunt digitizerul Wacom integrat și sistemul de operare Windows 8.1. Combinația este foarte reușită, întrucât apropierea stylusului de ecranul tabletei conduce la apariția unui cursor ce oferă o experiență de navigare similară cu cea a unui mouse. Stylusul oferă de asemenea posibilitatea de a scrie sau a desena pe tabletă într-un mod natural, întocmai ca pe hârtie. Rezemarea mâinii de ecranul tabletei în timpul scrisului este posibilă, întrucât detecția degetelor este dezactivată în timpul folosirii stylusului. Sistemul de operare permite instalarea oricărei aplicații Windows existente. În acest sens, Asus și Microsoft le fac o surpriză plăcută celor ce achiziționează această tabletă în pachetul său, găsindu-se și o licență gratuită pentru suita Microsoft Office Home and Student 2013. Atunci când nu vă interesează accesarea modului desktop, puteți folosi tableta exclusiv în interfața modernă bazată pe tile-uri colorate, ce oferă accesul la magazinul de aplicații Microsoft, de unde puteți descărca aplicații optimizate pentru touch. Acum că ne-am făcut o idee despre capabilitățile acestei tablete, haideți să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice pe care le-am rulat pe ea. Ați văzut rezultatele și cred că putem spune fără niciun fel de problemă că balansul dintre performanță și autonomie este extrem de bun. Rezultatul de aproape 8 ore și jumătate în PowerMark este cât se poate de relevant, VivoTab Note 8 fiind un adevărat monstru când vine vorba de utilizarea sa îndelungată. Asus VivoTab Note 8 este o tabletă care oferă o experiență foarte frumoasă de utilizare și este capabilă să ruleze chiar și jocuri serioase, de la clasicele Half-Life, Max Payne sau Flatout 2 și până la Dirt 3, StarCraft 2, Crysis, GTA San Andreas, League of Legends, World of Warcraft sau Counter-Strike Global Offensive. Evident este de preferat ca opțiunile grafice ale jocurilor să fie date pe low, pentru un frame rate cât mai jucabil. Dacă vă întrebați cum vă puteți juca pe tabletă, nimic mai simplu. Prin conectarea unui mouse și a unei tastaturi pe Bluetooth, această operațiune realizându-se foarte ușor. Aceasta a fost prezentarea Asus VivoTab Note 8, una dintre cele mai interesante tablete ce se găsesc în acest moment pe piață, cu un raport calitate-preț foarte bun. Ea este disponibilă și în site-ul PC Garage, la linkul din descriere.